Păi ție îți place de Andi, dar Andi nu o să vină aici, ca să știi. Ei, dacă nu vine Andi, mă duc eu acasă. Ce, Andi? Auzi, Andi nu o să fie cu tine, ca să știi. Da, mă duc eu acasă. Lasă dumele și nu mai exagera ca să iasă aici de nu. Auzi, să te faci de râs cu gesturi de astea. Te faci de râs cu gesturi de astea, crede-mă. Te pup, papa. Tu ești opusul la ce vrei să parcă. Da? Da, ești opusul. N-ai nicio ce. Este părerea ta, dar nu și realitatea. Dar tu termină o dată, tu că am terminat cu tine, tu! Am, că să mă nervezi. La 28 de ani, degeaba, frate, degeaba! Asumați-mă că ați vrut să chemați mărua și punct. Dar eu nu m-am zis la plural. Păi nu, iasă și asume și punct, te rog. Dar să vedea clar că n-are chef de nimeni, indiferent cine e omul ăla. Pentru că în momentul în care te atașezi de cineva, ții la cineva, ți se rupe că vine făt frumos din lacrimă. Ce ți-a zis, mă, plural, te-ai atacat așa? Bă, frate, pe Cătălin era fratele la... meu, când dă material o să vezi că am dreptate. Da, adu-mi săptămâna viitoare înseamnă o să dea materialul. Până atunci n-avem. Mie mi s-a părut deplasat ca tu să vorbești cu femeia la turcu despre... Păi și ei de ce nu i-a părut să se deplasă? Că e o fată deșteaptă. Mi s-a părut și lui, și lui, ce vrei? Dar e o fată deșteaptă. Putea să spună, bă... Păi, dar eu am spus din punctul de vedere al lui turcu, nu al ei. Că ea face cum cunoști mai bine pe turcu, tu sau ea pe turcu? Cu cine cunoaște mai bine? Bă, ce treabă are una cu alta? Pe cine cunoaște mai bine, tu sau ea pe turcu? Eu cred că nu o să fie un conflict între Sergio și turcu, o să fie între Cătălin și Sergio. Înțelege, aiure. Păi ce aiure, mă, Lici? Eu mă pun locul turcu, dacă el vorbea. Eu am zis altceva. Că tu ziceai că... Ziceai că o să fie un conflict între Turcu și Sergio și am zis că până la urmă cred că o să fie între tine. Bă, frate, băiețea și am vorbit cu el, am discutat și la hotel, a venit la mine în cameră, am vorbit și aici. Dar nu, okay, dacă era discuția de ieri dintre tine și Turcu și Roxana, mai erai acum? Da, mă, n-are nicio treabă, frate, eu am vrut să previn o eventuală discuție între ei doi. Da, iubire, nu o să mai vorbim nimic de băiatul pentru respectiv. Că Roxana, bă, pentru că nu are rost să vorbim și gata, ok? Ce am zis eu cu Roxana? Hai, spun. Păi da, stai, frate, că eu nu eram atent la discuția ta. Păi atunci de ce vorbești dacă nu ești atent? Te bagi în ciorba, iure. Prietene, ascultă-o puțin, ascult. Tu, dacă Roxana era femeia mea și tu stăteai la trâncăneală așa cu ea... Dar nu-i doar vina lui, e și vina mea, vrei să zic, eu recunosc! Asta, eu spun, cum să vrească femeia mea cu frate solo unul care m-a pus pâine de zbărcat? Înseamnă că turcul ce e acum? Măgar? Păi asta spun, că acum n-a văzut, nu-și de el seama, stai un pic. Ce sunt ăsta? Și asta e și părerea lor, nu părerea mea. E și părerea voastră, băieți, da, că e măgar tu? La fel, da, dar nu e râdă, nu, e așa e ciudată. Rău, dar nu poate să fie rău. Eu asta am zis, ea, ea e matură, poate să ducă discuția unde vrea. Dacă ea vorbește, eu asta am zis și lui, bă, lasă că... Păi da, am plecat eu vorbește... acum, mă bag eu clar. Exact pentru ce gândești și tu și gândește și lui. Absolut. Am spus-o, doar că voi nu am... Era întrebările așa un pic. Bă, într-un fel, înțeleg și eu, dar era ciudată. E creepy, da? Da, știi cum era ciudat? Dacă ei trei nu vorbeau acolo și râdeau. Adică ei... Nu, n-ai înțeles. Eu nu m-am dat seama, bă. Și cu Turcu pleca și eu rămâneam și începeam să vorbesc cu el, frate. Și Turcu are și treabă când nu-mi bade seama. E ciudat că vorbesc. E ciudat ce vorbesc. El întreabă ce ea răspunde cu o nonșalanță și el punea niște întrebări. Așa, și uite cum vreau să răspundă. Întrebările erau cu ei. Uite că așa vreau să răspundă. Băi, de moment, dar nu mă deranjează. Ba da, că nu mă deranjează. Deranjat, ce-i? Ce a făcut? Dacă răspunde, dar Roxana, dacă e de vreo să spune, dar nu ziceam dacă mă deranjează. Dar nu vă deranjează, că trebuie să spun. Păi n-are ce pasă, zic că nu mă interesează. Ba, vă te interesează, că de-aia vreau să spun trei. Răspunde cu noșa lanță, Roxana. Vezi că bași vorbe în plus. Dacă mă întrebi, spune că e ciudat. Dar nu mă interesează ce spui. Vezi să mă cer cu el? Păi m-a întrebat ăsta. O să vadă materialul. Cătălin, ce să te ceri? Dar știu că pasă. Bă, și dacă mă întreabă să nu-i răspund? Răspunde tu, Petrir, dar nu e treaba asta, dacă îți asum. Dar nu-ți zici ceea ce ai spus la intrare, că n-ai venit pentru treaba asta, nu frică. Oare că te contrazi? Cătălin! Eu nu caut treaba asta, s-a deschis argumentul pe tema... Ești mai gelos ca Turcu, Cătălin! Eu l-am încheiat, dacă ea mi-a spus gata, încheie argumentul. Tu da, e normal ca ea să vorbesc acum cu el, fiindcă e față-n față. Da! Dar nu numai! Da, da, da. Tu ai spus vorba asta, mă. Tu ai spus ce-ai spus, da? Și după a spus, frate, de acum mai vorbim, na. Păi n-am probleme, înțeles? La ce mă refer, Bianca? Tu știi la ce mă refer. Adică eu sunt tip adecvat, dacă femeia face video chat, n-am o problemă cu asta. Cu face chat sau nu știu ce. Și de-aia nu mă deranjează discuții sau alea sau ce s-au arătat. Dacă făcea o chestie cu altul în timp ce era așa, mă deranjează, înțelegi? Dacă se atingea. Dar așa pe chat nu te atinge nimeni, nu ce ai, înțelegi? Și da.
Și tu ai fost cu fostul tău, adică cu iubitul tău era atunci, așa. Era cu gagiul, sudor. Da, exact. Uite, acum mi-am spus și s-a liniștit. Stai un pic, că să vedem gală, tu nu știi emisiunea. Văd. Adică tot ce am discutat noi, acum o să mai discute o dată vineri în gală. Da. Nu, lasă-l, că o să vadă în gală. Da, dar să vadă dacă greșești ceva asta. Eu acum că l-am subliniat pe Turcu, un băiat bun, nu? Da. Acum ce caut eu? Să-l dau foc chiar din nou lui Turcu? Mă, tu ai înțeles esența discuției noastre? Eu am spus doar că mie mi s-a părut deplasat, atât. N-am voie să mi se pare deplasat. Păi dar cum văd că el parcă eu le caut treburile astea. Nu, mă, nu, n-ai înțeles nimic. Nu. Eu te-am spus că ok ar fi că mi s-a părut mie deplasat să nu le ai pentru a nu a urma o discuție, Marius, cum ai explicat destul de clar. Pentru a nu se supăra Turcu. Pentru a evita o... Am spus niște întrebări care, din câte am vorbit eu cu Turcu, nu l-ar deranja, pentru că am început un argument acolo cu el. Păi, dar tu spui mie care eu vorbesc cu Turcu în fiecare seară și l-a deranjat că am vrut să... Păi atunci de ce te-ai speriat când eram cu Turcu acolo și vorbeam de frate meu? Cum m-am speriat? Cum ai că m-am speriat? Ce vorbesc? Te-ai speriat la modul, wow, ce se întâmplă? Nu vreau, Milene și mie, vreau să mănânc ciocolată. De atâta și sunteți așa, ca hipopotami, că v-ați lipit cu lipici de poponeața de scaun. Miadă? De aia și să te înteți șefe, că nu strângeți după voi. Nu știu, dar a intervenit aiurea. Ți s-a părut ție și avea părerea asta, nu și-au spus-o, eu mi-am spus-o. Ești de frică acum sau cum? V-ai frică? Deci, da, eu recunosc că e frică. De tine, frate, bă, eu recunosc că e frică. Eu și râdeam că erau niște întrebări așa. De ce să fie frică? Băi, frate, ascultă-mă, Sergiu, și râdeau, mă, tot de treaba aia râdeau. Că li se păreau ciudate întrebările și discuția în sine. Doar că pe noi nu ne deranjează. Păi nici pe mine nu mă deranjează, eu am gândit un cocetar. Eu chiar îmi curajez dialogul. Păi ce, mă, să mă deranjez? M-ai întrerupt de 4 ori până acum. Mă, tu te-ai insistat cu întreruptul ăsta, cât te-am întrerupt eu? Vine, mă, fie ca tine, dacă se dă pe înregistrare. Spune că te-am întrerupt. De colo până colo și înapoi. Nu, a fost un fel de la ce? De colo până colo și înapoi, mi-a luat acolo. Marius a zis ceva de Roxana și a zis, nu mă fac. M-ai întrerupt de 4 ori. Bine, eu sunt conștient ce fac aici, tu nu ești conștient. Ce faci? Eu vorbesc și spun, am făcut ce faci aici? Să aflu și niște detalii. Cum stă treaba cu adevărat. Pe cine interesează? Pe tine. Pe mine? Da, așa se vede. Crede-mă, nici pe Turcu nu interesează. Nici pe Turcu nu interesează. Nu? Nu, crede-mă. Ce vrei să spui? Nu interesează de Roxana? Nu interesează de trecutul Roxanei, mai ales cu unul care a denigrat-o și a făcut ce a făcut. O dai de... Acum continuă, că e vrut să te iei. Hai, e rândul tău. Știi cum e la rep? Azi cum e la rep? Bagă unul, după aia bagă celălalt. Bagă tu. Nivel superior n-am ce să fac cu tine. Nu trebuie să o dai așa, bagă. Bă, mă jur, dacă mi-ai spus deja că nu știu să vorbesc românești, deja trebuie să mă închid. Nu, te-am pus o întrebare. Știi să vorbesc sau nu? Adică, în esența, mai știi limba română sau nu mai știi? Așa tu ce crezi după atâtea timp când stăm împreună? Eu dacă aș pleca în afară, cred că știu. Ce crezi, cu prieteni? E greu, vorbesc din propria experiență, crede-mă. Să vin în România odată pe an, o lună, sau nici aia, să vedem. Și? Și ce? Limba ta și nu trebuie să... Ba da, ți-e foarte greu să te exprimi în română după deceniul stat în Italia. Știu de ce vorbesc. Limba ta, e bun, și te-am întrebat. Nu mai știu. Ți-am zis că nu știi că... Dacă tu ești băiat deștept, trebuie să-ți dai seama deja. Nu, ai folosit un cuvânt, te-ai speriat, care nu și-avea loc acolo. Dacă eu vorbit, înseamnă că vreau să lămurească. Place lui Cătălin. Bă, într-un fel ești... Într-un fel ești la televizor. Da. Aha, la TV. Da, da. Ori material, ori în place. Aici n-ai cum să nu vorbești despre un subiect, ca și cum vii, nu, nu stai un pic, vorbim de... Lumea trebuie să știe într-un fel, știi? Da. Nu cum să răși. Adică dacă unul ți-aduce un subiect și tu stai așa și nu vorbești... Nu așa. Pare așa, zici. Vorba de asta, cum am avut vorba asta cu materialul, Turcule. Iar faci, iar vrei să faci material, iar nu știu ce. Da, vreau să fac material. Fiecare face ce vrea, exact. Da, uite, eu chiar vreau să fac material. Vreau să fac material. Care dacă să nu pleci acasă, credeai că o să vină și bang, bang, bang. Cine? Ca să mai ai un cartonaș galben, de asta ți-e frică. Nu, mă, că nu trebuie să facă bang, bang, bang. E destul să înjure sau să facă ceva în apă, dar și să primească al treilea cartonaș. Asta spun, numai la bătaie vă gândiți. Turcul nu mai e cu înjurături așa, e direct. E la bătaie. Și trebuie să stea calm. Cartonașul e calm. La bătaie, la violență. Mă rog, și se poate ajunge chiar și acolo, nu? Dar de ce să nu evităm discuția asta? Bă, n-avea cum să ajung, nu sunt un băiat așa cum să mă duc. Bă, frate, dar nu trebuie să fii tu. Fac ca show și scandal pe tema asta, din prima zi făceam show mare eu aici. Pe tema, dădeam cu vorbe și spuneam vârte-mi și nevrut. Poți să faci, frate, dar ce mă, ești eu cu tine scandal? Fă, poți să-ți jură pe ea. Dar nu mai te băga, dacă era Turcul, ieșea din prima zi când am intrat eu aici, că se dădea la mine și făceam urât. Da? Nu, frate, ești care e toată esențială. Înțelegi? Toată. Dar eu am intrat... Tot subiectul ăsta, el a încercat, nu mai pot. El a încercat să evite un scandal, asta, ca să înțelegi pe tot. A încercat să... Sergio Ramos. Să evitați un scandal. Asta a fost toată esența. Tu ai luat-o prea personal. Păi iau, frate. Sau tu, Cătălin. Ai luat-o și tu personal. Zici că tu stai cu Roxana. Nu am luat-o, de ce? Ba da,
Tu stai cu Roxana. Bă, frate, suntem într-o casă. Deci suntem într-o casă. Tu n-ai, nu, ești nou. Și o să vezi că așa o să se întâmple și cu tine. Nu vrei să răspunzi dacă ai doi iubiți? Da. Așa o să se întâmple și cu tine, cum am făcut eu. Alții și-au dat cu părere despre situația mea. Ce trebuia, să iau la bătaie? Ne-am certat, ne-am făcut atât ce... Am zis că dar e relația lui. Aici mai cade și bine și urât. Bă, tot iubire. La mal. Cum? Nu poate să nu mai bine. Zi. Are cum. Tu da oamenii părerea mea și atât. Cum? Nu mă interesează. Oamenii ăștia doi se ceartă trei aici, nu eu. Da, mă cer cu al doilea turcu aici, mă cer. Turcule, da. Mă cer cu al doilea turcu aici, intervenție. Dar cu turcu încă nu te-ai certat, oricum. Nu. Dar mă cer cu al doilea aici. Nu știu, bă, frate, eu i-am zis că n-am treabă, că noi glumeam și în partea aia, dar nu înțeleg ce v-a atacat atâta toți acolo. Că... Eu i-am zis, ea nu mai vorbește și atâta tot. Bă, frate, eu cu tine l-am murit situația în baie după... Da, mă, ce așa, da? Eu v-am zis, n-am ce treabă. Am văzut că ești băiat liniștit, ești de nota 10, toate cele, ok? Fratele tău, turcu minor, a luat intervenție pentru tine. Bă, eu am înțeles că el a crezut că eu mă supăr dacă vorbește de băiatul ăla, știi? Păi, dar nu era atent la argument și a sărit așa. Bă, frate, ai zis că vorbim în gală, că nu mi-au amint exact despre ce ai vorbit tu. Vorbim în gală, comentăm în gală. Ce? Acum ce? Acum trebuie să stac din gură să vorbim deci, în gală. Păi ai zis că gata, că de ce mai discutăm? Acum de ce mai discuți? Păi explici lui la tovară să nu este urât după aia să-și ia cartonaș. Explică-i. Nu? Da. Explicăm împreună sau doar? Nu, explică-i tu, dar vezi că nu sunt turcul 2. Ai înțeles? Asta e situația, turcule. Spune-l lui frate, tu ține-l în lesă să nu mă muști. Mamă, mor. Tu crezi că vreodată un bărbat ca mine spune mintea ta? Ce? Eu să mă pun la mintea ta? Păi eu mă pun la mintea ta? Dar nu ai pus de buitul, că tu ești un șoarță de 2 ani. Me gusta, Sergiu! Eu sunt foarte liniștit acum. Dar n-am pus să mă pun la mintea ta. Băi, ce tupeu a prins ăsta, bă, turcule? Ce tupeu a prins băiatul? Ce-a făcut Ligi în club? I-am aflat că băiatul ăla o place pe ea, că și ea a stat așa puțin după... Am auzit numele Ionatan sau mi s-a părut? La primul video. Te rog să te abții, să-l mă păi mai... Păi nu, abține-te tu, să ce, mă? Să ce, mă? Cu cine vorbești tu așa, să ce? Să se abține, să ce? Vorbește cu un străin sau cu un cunul după stradă? Dar ce tot îi spui tu ei? Păi dar ce te bași tu? Dar cum să nu mă bag, mă? Dar ce nu e adevărat din ce a spus eu? Mințiți amândouă, sunt două mincinoase. De la ce v-ați certat? De la faptul că vor să mă mintă în față. Eu sunt șarpe. Da, ea e șarpe. Ea, în momentul în care m-a încetat în vita mea, a mers în producție și a cerut un alt bărbat pentru Andreea în casă. Andreea Firu îl iubește pe Marius. La cum am văzut-o eu suferind, eu zic că ține foarte mult la el. Dar crezi că Cătălina o place pe Roxana? Da, zis treaba asta. Păi nu știu ce să întreb, că a luat mai mult foc ca turcul atunci. Am cam tras de tine, pe traseu. Ai tras? Crede-mă. Sunt greu? Ce aveți? Mă, ești greu, ești micuț rău. Pielea și osul, a? Ești micuț. Bună, vă bata! Ești micuț. Da, cine o trimis? Cu prefectura. Nu vreau să te jignesc așa. Păi n-ai cum, cu ce să mă jignești? Tu să mă jignești pe mine că nu mă cunoști decât de 2 ore. Asta e o problemă ta dacă tu mă jignești pe mine cunoscându-mă de doar 2 ore sau 3 ore. Nu, de 2 ore te cunosc? 10. Tot tu n-ai. Mă cunoști de o viață, am copilărit împreună. Nu, dar te cunosc de ceva. Păi dar nu te-am jignit pe tine, nu-mi permit. De ce-ți permiți? Eu te-am jignit pe tine? Păi văd că o cam încerci. Te-am jignit? Te simți? Mie așa mi se pare. Pedeapsă! Da sau nu? Trebuie să răspund și să-ți dau biletul. Da, nu, ai prins. Dar are o discuție. Bine, nu acceptați acum pentru nimic. Bă, nu mai, eu vreau să-mi zic aici și doar să vezi că am dreptate și turcul să fie dacă... Bianca. Și Bianca, n-ați face nici o spus eu, că am uitat să la mie ca și cu... Nu înțeles că n-ai dreptate, înțeles că e părerea mea. M-a uitat la ușă și scoate capul ea. Părerea ta nu e valabilă aici, că nu trebuie... Dar ce față am făcut? Deja am stat intervenție. Și-am vrut să-ți l-au ții. Nu mai trebuie nimic. Dar ce e? Păi ce intervenție? Aia, eu plăcați că nu sunt bine ce fac. Mi-am dat cu părerea. N-are treabă că eu sunt prieten cu turcu sau nu. Nu trebuie să-ți dai după ce terminam argumentul cu ea. Păi atunci mi s-a părut mie că nu e ok. Dau cu părerea când vreți voi sau când vrei tu. Nu, dacă ești băiat și vrei să-ți dai cu părerea negativă de mine. N-ai înțeles. Eu n-am vrut să-ți fac rău ție sau... N-am vrut să-ți fac ție rău sau să te scop pe tine într-o lumină proastă. La momentul ăla când tu ai spus vorba, mi s-a părut deplasat și mi s-a părut ok să spun ce gândesc. Frate, eu sunt un om open mind, înțelegi? Adică eu n-am treabă că până la să atinge, să așa, nu mă interesează. Dacă femeia mea face niște băieți, zic așa, cum fac aia, ce, sau nu știu ce, și arde
1000 de euro sau nu știu ce, bravo e că îi face de bani, înțelegi? Da. Aduce bani în casă, mă doare undeva. Până nu atinge nimeni, așa pot să fac și eu vreo 50 de femei și n-am nicio treabă, nici mă văd cu ele, nici mă ating, păi, și exact. Le arăt de bani. Înțelegi ce treabă? Bă, Marse, bă, nu, bă, Marse, că tu asta... De-aia te-ai crezut că Turcul se supără. Ba da, ai zis că Turcul se supără. A zis că i s-a părut deplasată situația. Și a încercat să oprească oarecum discuția asta. Conflict între Turcu și el, da? Nu conflict între Turcu și el. Să nu salugă voi doi să vă certați. Eu cu Turcu, da? Da. Și uite că Turcu nu-i supărat și nu a deranjat. Asta încerc să explic. El a stat crezut că se va supăra și se va certa cu mine. Dar n-a fost așa, asta încerc. Eu cu Turcu nu mai vorbeam deloc nici în baie după aia. Ce-ați vorbit voi, poate Turcu... Bă, frate, am reacționat urât. I-a încercat să oprească chestia asta. Înțelegi? Bă, frate, poate să nu sunt în conflict cu Turcu. Dacă eram, o țineam una și bună, nu vreau să vorbesc cu eu. Am mai schimbat subiectul, vă rog, iertați-mă că intervin, dar sunteți foarte plictisitor deja. Da, și voi când vorbiți. O jumătate de oră vorbiți pe același subiect. Și voi aveți subiecte plictisitoare, dar n-aveți ce să faceți în aceeași emisiune și trebuie să ascultăm. Vreți să asta e fușul, asta e fușul. Păi dacă am repetat voi, asta e și voi. Dacă ceva mi se va arăta la asta, să vă ascult, că sunt direct. Că îmi place, că nu place, vorbim de asta, că o să mai fim aici, o să spun. Vorbim de jumătate care e tine. Cu argumentele tale. Hai să vorbim atunci. Cu unii covine să plece acasă.